început să pregătim o cultură de vlăstari, de floarea soarelui. Floarea soarelui am pus-o de seara la înmuiat, pentru ca să germineze mai repede. Aici, în jardiniera de flori, folosim până vom pune flori. Afunăm un pic pământul care a rămas de anul trecut. O să mai completez cu pământ din mușuroi din grădină. După care punem floarea soarelui, semințe. Cât de uniform putem acum. Punem mai des, că nu știm cât o să iasă, poate semințe care nu o să germineze și să aibă de unde. Acum, din pământul care a rămas de la mușuroi, mai punem în găleată, amestecăm cu puțin pământ de flori. Și o să punem un strat de 2 cm maxim deasupra. Udăm încet, ca să nu facem groapă în pământ. Am putea să turnăm și așa, dar s-ar da pământul la o parte cum e proaspăt și am descoperit semințele. Așa că prima dată o să udăm cu grijă. Am dus răsadul de vlăstari înăuntru, aici la căldură, lumina are, l-am udat, numai să încolțească și să avem o cultură de vlăstari făcută în casă, fără prea multă bătaie de cap, ușor și la îndemâna oricui, să avem o masă verde, chiar dacă afară este iarnă. Exact la 4 zile de când am plantat semințele de floarea soarelui și vlăstarii se văd. Ridică pământul în sus. Prind putere. A 6-a zi de la plantare. Vlăstarii de floarea soarelui. Este a 8-a zi de când am plantat vlăstarii de floarea soarelui și sunt la 10 cm. Se pot consuma, se pot folosi, de aceea o să folosesc o foarfecă și am să-i tai recoltarea lor.
Aceștia sunt vlăstarii de floarea soarelui. Îi putem folosi în salată, în musli, oriunde ne place gustul de floarea soarelui. Are un gust intens de semințe de floarea soarelui crude.